Gata! Timp de o jumătate de oră cât a stat Eugenia Bobeanu în fața poliției Gorj, bebelușul său nu a tăcut nicio secundă. Femeia susține că acesta este doar primul pas pe care îl face pentru soțul său, aflat de pe 5 mai după gratii, sub acuzația că ar fi furat un transformator electric pentru a obține cuprul din interior. Acasă a așteptat-o și celălalt copil al acestora în vârstă de 4 ani. Un copil de 2 luni să stai în fața poliției, nu e greu? Este foarte greu, dar vă dați seama și în momentul în care sunt, nu am niciun venit, el era singurul care aducea venit în casă și sunt cu doi copii pentru ceva ce nu a făcut, deci nu este el care a făcut lucrul ăsta. Tânăra de 32 de ani susține că de luni va intra în greva foamei, după ce soțul său a avertizat-o că va recurge la acest gest în arest și fratele său se află după gratii pentru aceeași faptă. Aceasta solicită să fie schimbat procurorul de caz. Intru în greva foamei și nu ies până nu se rezolvă ceva, pentru că li s-au încărcat foarte multe drepturi. Dar dacă dumneavoastră intrați în greva foamei, soțul e în arest, cine va avea grijă de cei doi copii? Eu cine să aibă grijă de ei? Eu nu am treabă cu copiii, eu copiilor le dau să mănânce cât timp mai am bani, dar când nu voi mai avea bani, de unde le mai dau? Eu nu am niciun venit decât să trăiesc din alocația copiilor, nu pot. Tânăra a aflat de la poliție că soțul său nu a intrat până acum în greva foamei. În prezent, niciuna din persoanele private de libertate care se află încarcerate în centrul de reținere și arestare preventivă al IPJ Gorj nu se află în refuz de rană sau în orice altă formă de protest. Eugenia recunoaște că bărbatul pe care îl apără nu a fost ușă de biserică și are la activ mai multe furturi, însă este convinsă că de această dată este nevinovat. Da, într-adevăr, el este recidivist. Pentru faptul că este recidivist, asta nu înseamnă că el comite toate infracțiunile din județul Gorj. Și în perioada când s-a furat acel transformator, soțul meu nu era în localitatea Floreșteni. El stătea la Drăguțești. Nu este vinovat pentru transformatorul electric care este acuzat. Da, el a făcut numai lucruri mărunte, cum s-ar spune. Găinării, cum spun, un telefon, un aparat castofon din mașină, de niciodată. Deocamdată singura șansa bărbatului de a ieși din centrul de reținere și arest preventiv va fi în iunie, când va expira măsura de arestare preventivă dispusă de judecătoria Târgu Cărbunești.